Hai, vă salut, bună dimineața, că la mine e dimineață. Băi, fac și eu un video. Că... Băi, nene, nenorocire mare, băi, nene. Da, haide să vă spun și de ce, fac o scurtă introducere. Hai că s-a dat verde, acum s-a dat. Eu unde lucrez, mai am și momente când am ce face și stau și mă uit pe calculator, computerul. Așa. Băi, și văd că mai mă uit la podcasturi, la tot felul de emisiuni interesante și mai îmi dă YouTube-ul ăla, mai îmi dă câte un ăsta, un sugestie de aia de video, deși eu nu caut, că nu mă interesează și chiar că de asta vreau să fac și materialul ăsta. Mai îmi dă un mare interlop, îl amenință, spaima Ardealului, spaima Moldovei, așa, spaima Oltului, spaima interlopul care a terorizat, care s-a căcat, băi, mă piși pe mine de râs și văd pe ăștia. Nu o să dau nume, nu de frică, mi se rupe mie de toți interplopii ăștia din România. Așa, nu dau nume de frică, dar e vorba de... Zică lui Eteu a făcut ăla așa și a pronunțat nume ca să-și facă el de-astea, vizualizări. Da? Deci pentru mine unul singur a fost șmecher, dar unul singur a fost șmecher care când a mirosit și așa, a luat-o către... a plecat din România, s-a mutat și e șmecher de șmecher, de șmecher și de la Megidia băiatul. Lumea știe la cine mă refer. Ăla a fost singurul șmecher, interlop sau cum vreți voi să-l numiți. Restul niște măscărici, niște infractori de serviciu și atâta tot. Pe care i-au umflat, astea, cum îi zice, mass media, ca să știți de la mine, băi. Da? Ca să-și vândă și ea ziarele sau să li se citească materialele alea online. Și mă uit că adevărul e că ăștia se ceartă pe YouTube, cum vorbesc eu așa, sau în fine, se ceartă pe Facebook. Și după aceea, dați fraților, băi, să moară băieții mei, frații mei, dați vizualizări, să audă toată România, să vadă, să... Ăla-i dă mesaj lui ălălalt. Că vezi, Doamne, l-a înjurat pe ăla de copil, de mort sau de altceva, de ce l-a înjurat. Și să amenință, te iau, te hau, te nu știu ce. Păi dacă ești șmecher, băi, scuze, dacă ești șmecher, băi, ăsta care faci tu live-uri și așa, interlopule, păi du-te, bă, și dă-i lui ăla un telefon, da? Dai un telefon ăla, te duci peste el și faci ce ai de făcut. Vorbești cu el sau alea. Nu veniți, bă, nene, pe internet sau pe rețelele de socializare să o ardeți în batistă. Mamă, băi, că nu-i frumos să moară, bă, asta că ne întâlnim noi, să întâlnește multe, multe, hau, hau. Ce aia, mă? Sunteți șmecheri cu parfum de babe, bă, nu cu parfum de damă. Un șmecher care șmecher nu iese pe YouTube ăsta sau pe site-urile astea de socializare să-i zică, să-i transmită mesaj lui altul care și el a hata șmecher, băi, hau, hau. Ai? Și ăla, culmea, ăla la rândul lui răspunde și ăla, nici măcar nu-l sună. Băi, că nu-i frumă, mamă, că hau, că nu știu ce, că tralala. Și ce zic? Asta e șmecherie. Te piși pe tine de râs, numai, băi, nu mai avem nici interlop, nici mafioții în România, băi, nene, bă. În așa, nici politicieni, nici economie, nimic nu mai avem. Măcar lumea interlopă să fie, nimic. În fine, sunt și la noi interlopi șmecheri și așa, dar ăia nu fac, ăia șmecheri și interlopi, nu ăștia. Ăștia, în momentul în care ești interlop, bă, ce înseamnă interlop? Înseamnă atunci când tu trăiești din venituri, cum să zic eu, ilicite, da? Adică faci cașcavalul ilegal, mai pe legea străzii, mai pe limbajul străzii. Că ai femei la produs, că vinzi... Așa, că aia înseamnă. În fine, mai sunt și alți, o altă categorie de așa, care se ocupă și cu alte chestii, tot ilegal. N-are rost să dau acum, că nu-i frumos. Dar vreau să zic, adică nu neapărat poți să trăiești din ilicit dacă neapărat să faci cu arme, droguri, moguri și femei. Da? Să faci cu altceva bani. Cu alte jmenuri. Da? Cam asta este. Ăștia sunt interlop. Ei își mai fac, păi, vreau să vă spun ceva, bă, ăsta când l-aud, spaima Ardealului, spaima Moldovei, cum ați, mă, șeful Craiovei, șeful Olteniei, șeful... Păi voi vă faceți automat, bă, prăduială boilor, tâmpiților, că vine la și spune, de unde are, mă, la X6 sau BMW sau MB sau au, Audi, Lamborghini, ce dracu mașini, uite. Și vine fraierul ăla de la ANAF sau de la DICO sau de unde vine. Ia vină cu ce? Păi, ce muncești? Păi nu muncesc. Ia uite, ai nici măcar 5 minute pe cartea de muncă.
Păi și de unde ai tu Lamborghini, Lamborghini? Ia uite ce casă vin. De unde ai? Că lumea te ginește, fraiere, pe YouTube, pe unde te pui tu, pe YouTube sau pe site-ul tău de socializare, pe așa rețea, pe contul tău, lumea te ginește și după aia te prăduiește. Că mulți ați fost legați, ați fost legați din prăduială, bă, ca să știți voi, să știți de la mine. Da? Din prăduială ați fost legați. Asta e șmecherie. Mamă, ce față am. Am venit puțin, o mică gustărică. Da? Asta e toată șmecheria. V-ați prădui, vă prăduiți. Nu mai zic când văd să supără ăștia, interplopii ăștia. Încep, las că știu atunci când te-ai dus și ai făcut. Adică îți fac și prăduială. De ce zic? De râsul curului, bă. Eu care am ochiul format, eu mă prind de niște jmenuri. Multe căcaturi de-astea sunt că nu-i mai bagă nimeni în seamă. Ce am, să ne facem și noi, valuri, ne facem noi. Alții trăiesc din YouTube, vă pișați pe voi de râs, am auzit. Că am și eu cunoști. Eu i-am un alt cont ăsta de socializare, i-am pe toți interplopii ăștia. Fac studiu de caz. Și mă bumnește râsul. Alții își pozează. Nevestele zici că vrea să le dea la produs. Bă, tu ca bărbat, eu ca bărbat, dacă am nevastă, nu? Ce fac, mă, o pun pe aia să stea cu țâțe, cu ață în pârț. Hau, ia uite, să-mi trăiască nevastă aia. Păi ce, mă, dai la produs? Și aia? Eu nu zic să nu se îmbrace, că dacă sunteți în privat, aia la fel. Aia înseamnă că e la produs sau vrea să producă. Cum să pun eu nevasta pe rețeaua de socializare în costum de baie? Lasă pe astea care le vedeți voi pe la televizor, pe Prodanca, pe Loredana Găoaza, pe aia. Alea sunt la nivel. Da? Dar voi vă puneți nevestele alea să moară familia, da? De albine. Le puneți ca și cum, haide, zi prețul. Da, asta spun. A nebunit lumea în România, băi. V-am spus, un singur, unul a fost și îl numesc și interlop și șmecher și tot ce vreți, care a făcut ce a vrut el în România. Da? Ce a vrut el. Și când a mirosit că nu mai merge, a plecat în țările calde. Da? Ăla. Restul sunt pistoale cu apă. Infractori de serviciu, că mă repet. Măscăriși, papagali. Mai mai au și pe ăștia. Păi, domne, ce faptă? Eu am fapte, bă. Aia e șmecheria, mă? Știi când e șmecherie? Spun eu. Când stai la pârnaie, pentru 17 milioane de euro. Ai înțeles? Aia, sau pentru 3 milioane. Aia e șmecherie. Au stat și alții, dar i-ați bogați. Pentru ei, pușcăria a fost așa, un fel de concediu sau curiozitate. Da? Iar nu dau nume că nu-i frumos. Da, știți. Un beliciu. Da, azi. Asta înseamnă, nu că ai dat un pumn, că ai furat o mașină, că puii mei ai violat sau ai bătut vreo 6-7. Băi, și altă chestie, stai că mi-am adus aminte. De la cârnat mi se trage. Băi, nene, bă, să și îmbracă unii, te piși pe tine de râs, zici că-s bulangii. Cu pantaloni de-aia mulați. A avut dreptate aia Budeanca. Nu dici pe gleznă, fără... Mai au și poșete la ei. Mi-e frică, dacă văd pe unul de la păstare, mi-e frică să nu mă taie cu rimelul sau cu penseta. Ce mă dă asta, mă, cu poșetele alea așa? În fine, la români mei, eu n-am văzut un șmecher pe aici. Avem și noi șmecheri aici. Dar nu de ăștia care maca-maca. Nu, tati, băieții sunt șmecheri. Nici nu fac valuri, conduc mașini normale. Fițele le fac ei în altă parte, unde nu-i cunoaște lumea. Dar n-am văzut să poarte de-astea de pizde. V-ați pizdificat, mă, ce-ați făcut, mă? Poșetă, blugi mulați pe pârți, pe dalea, hau-hau. Păi mai ori dați cu pumnul, ori sunteți șmecheri, ori faceți afaceri. Eu mi-și imaginez pe ăștia din
Că și acum mai ești, ăia din Sinaloa, codanul ăsta, ăia, mi-și imaginez pe aia îmbrăcați așa, îți dai seama că se întâlnesc ăia pe insule. Să ăia nu se întâlnesc. Sau pentru un subsol de ăsta de biserică pe undeva. Sau în fine, locațiile lor. Mi-și imaginez pe aia cu poșete, cu pantaloni, pe pârți, pe d-alea. Alții au și niște corpuri de tepiș pe tine, de râs. Da? Au tricou cu, tricouri de-alea cu burtă. L-am spus pe unul, uite, era tricou de la cu burtă, așa, stătea burtă. Stătea așa și... Cu mâna, pe un X6, așa. Știi? Uite, așa stătea. Și în spate era maternitatea, nu știu ce, dacă era în spate. Păi ce poți să o pui, mă, prostule, pe Facebook? În fine, asta este. De-aia zic, băi, fraților, nu mai avem interlopi, nu mai există interlopi. Așa, nici n-am avut vreodată. În fine, acum fiecare cum crede și cum consideră. Dar dacă îi luați așa pe majoritatea și... Dar nu, pe toți, pe toți. Dacă îi luați așa, mă, ce fapte a făcut ăla, s-a dus la pârnaie. Așa, dacă-s vreo doi care-s milionari și care chiar au făcut fapte. Da? Dar așa v-am spus, să dai un pumn la un, la unul, să te duci la pârnaie, să te ia garda că ai vândut, să te duci la pârnaie că ai vândut una alta, să te reclame femeile că hau-hau, aia nu e, bă, șmecherii, da? Aia nu e șmecherii. Am uitat că am și ceai aici. Hai, noroc cu ceai. Încă e fierbinte, da, aia. Asta este. Ce să zic, toate cele bune, da? Iar ăștia interlopii ăștia, dacă aș fi fost în locul la unul de la, ziceam, stai mă nene, să stau mai pe bar așa, hai că deja mă știe lumea, ălea. Nu mai stau eu să fac valuri. Dacă mă certa vreun fraier de la sau care așa îl sunam sau îl lăsam să behăie, știi ce, dar nu făceam nene, n-apăream pe YouTube sau pe rețele de socializare să mi-umflu eu mușchii. Da? Că în primul rând îmi fac eu prăduială singur. Că îi zice garda, ia stai mă, ia uite mă, la iar nu s-a cumințit. Dar din ce trăiește ăla? Ia să mergem peste el. Și-ți bate garda la ușă, cioc-cioc, ia vină cu oameni, ce face? O, să trăiască șeful, mulți sunt care fac și prăduială, îmi plâng în secțiile de poliție, voi nu știți asta. Așa, știu din surse sigure. Ia zi, hau, hau, ce faci? Te-ai angajat? Păi, nu. Păi de ce? A, și din ce treci, mă? Muncește nevastă. Unde muncește nevastă? Păi știi că a lucrat în... Hai bă, lasă-ne în găuzul gol. Hai încoace, hai! Despre asta e vorba, toate cele bune. Și să ne auzim de bine, da? Și încă o dată, interlopii nu fac live-uri, nu se îmbracă ca pizdili, nu-și pozează femeile în ipostaze de-astea de hai la produs și alte chestii. Ăștia care îi vedeți și care i-am văzut și eu, unii ori să droghează, au început să tragă pe nas și știi cum e, că și eu când sunt băut fac panorame și sunt o panoramă, așa, dar cu măsură, dar nu semnalizez, adică nu mă pun pe rețele de, sau fac YouTube de ăsta să hau-hau, băi, hei, iau teba mașini, am dat, nu fac de-asta, așa, da? Și despre asta e vorba, ați înțeles ideea în mare că trebuie să mă duc, iau, trebuie să ajung și la muncă și despre asta e vorba, asta e cu interplopii, care vedeți, v-am spus, sunt panorame. Erau și înainte, poate, dar ce, și acum, în fine, mulți au și îmbătrânit, așa, și zice, aia mă, cu viața, până la urmă hai să-mi dau rama pe față, ori s-au apucat de... Așa, ori morților le-o fi foame și vor să facă bani din YouTube. Cam asta este. Toate cele bune și să ne auzim de bine.